Bună ziua, doamnelor, domnilor! Mulțumesc că ați răspuns prezent astăzi la invitația Primăriei Orașului Dărmănești în parteneriat cu Asociația AXPIRIT. Astăzi, practic, deschidem șirul evenimentelor pe care ni le-am propus să le dezvoltăm în luna august. Trofeul Cupei Valea Uzului este un prim pas pe care ni l-am propus să-l dezvoltăm la Dărmănești, urmând ca în partea a doua a lunii august să avem un alt eveniment de greutate, zic eu, la Dărmănești, Festivalul Internațional de Blues. Astăzi, spuneam, deschidem șirul acestor evenimente cu trofeul Valea Uzului 2020. Este un vis la care, sincer vă spun, încă din 2016 m-am gândit. Am avut discuții în decursul anilor cu prietenul meu Adrian Răspopa și iată că astăzi suntem în situația de a spune da, la Dărmănești are loc o primă etapă a raliului în coastă, așa cum spuneau prietenii mei. Ne-am dorit și ne dorim ca Dărmăneștiul să-l facem o localitate și aș putea spune o zonă de referință pentru activitățile turistice, sportive și nu numai în județul Bacău. Cred că ce vom face în această ediție, la această ediție, în acest an la Dărmănești, se va perpetua. Îmi doresc foarte mult ca și anul viitor și în anii viitor să avem asemenea acțiuni la Dărmănești și cred că peste 2-3 ani putem vorbi de Valea Uzului, zonă de referință a turismului băcăuan și nu numai. Programul acțiunii se desfășoară începând de vineri și se va încheia sâmbătă în jurul orei 17:30 aici, în această piațetă, unde va avea loc festivitatea de premiere. Pentru că sunt lucruri care mi-aș dori foarte mult să le spună colegii mei, îl rog pe Adi să vină și să detalieze, eu știu, chestii tehnice, cine va participa, câți concurenți, cum se va puncta și așa mai departe. Te rog, Adi. Bună ziua! Bine ne regăsim după o perioadă destul de complicată pentru noi toți, dar optimismul care ne caracterizează am făcut ca și în aceste condiții să reușim să demarăm calendarul competițional al județului Bacău. Iată că mi s-a evit oportunitatea din partea Federației Române de Automobili Sportivi să ne lase să organizăm o etapă de viteză în coastă. Așa cum a spus și domnul primar, ne tatonăm de câțiva ani de zile și chiar dacă este un an complicat și dificil, am reușit să găsim resursele din toate punctele de vedere, numai resursele financiare, să facem o primă etapă de viteză în coastă. Eu sper să fie o ușă deschisă pentru o colaborare pe mulți ani și din punct de vedere sportiv vă pot spune că a fost îmbrățișată de majoritatea concurenților din campionatul de viteză în coastă 2. Trebuie să menționăm faptul că este o etapă în categoria B al calendarului de viteză în coastă, însă sunt foarte mulți invitați dintre cei care merg în campionatul mare. Odată că îmi sunt prieteni, odată că vin datorită faptului că, așa cum știți, este un traseu foarte ofertant, Valea Uzului este o zonă foarte, foarte frumoasă, ăsta practic fiind și vectorul principal pe care vrem să-l comunicăm. Zona Valea Uzului, Dărmăneștiu, cred că oferă din punct de vedere turistic o alternativă foarte bună pentru toți cei care vor să-și petreacă un concediu, mai ales anul ăsta în România, dar comunitatea din Dărmănești a fost foarte receptivă și în plan social avem câteva acțiuni. Unul dintre ele este chiar cu Liceul Teoretic din Dărmănești, unde o să avem
niște voluntari care vor fi prezenți pe durata celor două zile de concurs și vor, cu ajutorul lor vom distribui măști cu titlu gratuit către toți privitorii, concurenți, mecanici, toată lumea angrenată în acest concurs. Până în momentul de față avem 37 de mașini înscrise la start. Cu siguranță vom depăși numărul de 40. Este cumva mult peste așteptările noastre. Dacă în campionatul de viteză în coastă 2 media este undeva între 20-25 de mașini, iată că Dărmăneștiu a reușit să atragă 40 de echipaje la start. Așa cum a spus și domnul primar, programul de competițional începe vineri cu două urcări cronometrate și sâmbătă 6 urcări care vor începe de la ora 10 până la ora 17:30. Dorim să menționăm faptul că între 14 și 14:30 se va deschide circulația pentru publicul care va vrea să tranziteze sau să urce pe traseu și ne dorim foarte, foarte mult să avem un eveniment fără o cursă fără niciun fel de evenimente neplăcute. Din toate punctele de vedere organizatorice suntem pregătiți. Avem lângă noi, pe lângă primărie, vorbim de poliție, ISU, jandarmerie, care deja suntem ca și o echipă formată, lucrăm împreună de 10 ani de zile pentru organizarea Raliului Moldovei. Și fiind Dărmăneștiu, avem și un reprezentant local, un bun prieten care în urmă cu câțiva ani de zile ne-am unit forțele și am reușit să-l punem la start. Este de vorba de Ionuț Simon, local hero, cum îi spunem, și a fost foarte emoționat și aproape că nu-i credea în momentul când a văzut primul comunicat de presă că organizăm aici la el acasă, în spatele casei, practic, un concurs. Eu îi urez succes și îi doresc să fie foarte rapid și să aibă un parcurs sigur. Dar, din punctul meu de vedere, toate informațiile organizatorice vi le-am oferit. Aș vrea să-i dau și lui cuvântul și să ne spună câteva vorbe despre ce înseamnă pentru el cursa de casă. Mulțumesc, Adi, bună ziua! Pentru mine nu pot să spun decât că e un vis care acum devine realitate. Născut în Dărmănești, crescut în Dărmănești, în special pe acest traseu de concurs spre barajul Valea Uzului, merg înainte să am permis de conducere cu bicicleta. Acum faptul că se face aici o etapă de viteză în coastă este absolut un vis. În principal vreau să-i mulțumesc la Dean Răspopa, care a reușit să pună motorsportul românesc în zona Bacăului, inițial cu Raliul Moldovei, care avea probleme în jurul Moinești, Onești, Bacău, și acum chiar la mine acasă, la Dărmănești. În egală măsură, domnului primar, care a mijlocit foarte bine desfășurarea acestui eveniment și cred că e un motiv foarte bun și pentru de agrement și de, nu știu, sursă nouă de distracție pentru tineri în Dărmănești, care poate pot să aibă contact cu motorsportul. Pe lângă asta am foarte mulți prieteni din Dărmănești care au plecat după facultate în diferite zone ale țării, Timișoara, București, Cluj, Arad, care în acest weekend se vor întoarce la Dărmănești pentru a vedea acest eveniment. Pentru mine, abia aștept să concurez pe acest traseu. Îmi face o mare bucurie și mulțumesc lui Adrian Răspopa și domnului primar că au făcut posibil acest eveniment. Da, câteva lucruri aș vrea eu să mai spun. A amintit Adrian de Liceul Tehnologic Dărmănești. Să știți că noi avem o secție de mecanici auto la Liceul Tehnologic Dărmănești. O parte din acești elevi vor fi voluntari la acest eveniment. Mă bucur tare mult că cu siguranță vor învăța lucruri noi. Mă bucur că voi ați fost de acord să luați în echipă acești voluntari. Sper ca nu peste mulți ani acești elevi care astăzi învață din frumusețea meseriei pe care voi o faceți cu atâta drag să poată să vină, fie să concureze așa cum o faci tu, fie să vorbim de nume de rezonanță în, eu știu, mecanic auto și nu numai. Mă bucur că astăzi sunteți aici, sper ca și pe perioada zilelor care urmează, vineri și sâmbătă, să fiți alături de noi, să transmiteți evenimentul și, de ce nu, să
facem ca Dărmănești, așa cum spuneam, să devină pe harta motorsportului un punct nu numai de atracție, ci de referință. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Aș mai avea o completare. Mulțumesc. Vedeți că scrie pe tricoul meu, susțin autostrada 13. E un proiect în care eu m-am implicat în urmă cu o lună de zile când am luat startul la Raliul Brașovului. Țin să mulțumesc Consiliul Județean că au avut încredere să mă desemneze ca și ambasador în motorsportul românesc a acestui eveniment. Mulțumesc domnului primar că a acceptat să asociem evenimentul cu acest proiect, care practic e un proiect al nostru, al moldovenilor, al băcăoanilor, și ar trebui să rezonăm cu el toți din județ, fiindcă cu siguranță generează beneficii în viitor pentru toată lumea. Nu e un proiect cu culoare politică, ba dimpotrivă, e un proiect al nostru care, așa cum am zis, în viitor eu sper să se întâmple cât mai repede și să avem ocazia să parcurgem Bacău-Brașov pe această autostradă. Vă mulțumesc! Cu siguranță a 13 este o prioritate pentru moldoveni, indiferent de ce parte a baricadei suntem, fie oameni politici, fie nu. Cred că e obligația noastră să susținem orice proiect sănătos pentru dezvoltarea țării, a Moldovei și nu numai. Da, am spus da din start și sunt un susținător a autostrăzii a 13, indiferent din ce poziție și indiferent în ce situație. Sunt un susținător și cu siguranță mă voi alătura și celorlalte proiecte sănătoase pentru dezvoltarea Moldovei. Începând cu această etapă, am obținut parteneriatul unui business din Dărmănești, să zic așa. Este vorba de restaurantul Ane, care începând cu etapa de Dărmănești mă susține și sperăm ca în forma asta să continuăm pe tot anul. Îi mulțumesc mult!